Ce mai faci, mă, Serghe, nu te-am mai văzut de atât timp? Mamă, ce ai slăbit. Ori nu mai ai ce mânca, ori te alergă gagica ta bine, a? Da, apropo de gagică, ea este Anisia. Pare bine, Sasha, ea este Rux. Rux, îmi pare bine. A dracu, mă, ce purcică și-a găsit și ăsta. Umflat a dracu. Uite, mă, ce slăbătură și-a luat ăsta. Ce dracu, mă, n-ai avut bani de una întreagă și nesimetrică, parcă ai făcut ăla cu tremurul din 77. Dar iar ai întârziat, mă, ce s-a întâmplat? Mi-e de scuze că am avut ceva treabă și am fost puțin presată. Da, fix ca șunca de pe tine. Presată. Dar unde zici că ai avut treabă, Anisia? Am avut un avion dinspre Praga și n-am... Praga? Ce ți-am zis eu că-i șuncă? A întârziat avionul, na. Cred că ai venit cu căruța. La ce față de iapa și chilopată ai. Dar să știi că îmi place mult rochia ta. Cârpele trag la cârpe. Vai, mulțumesc! Dacă nu ai fi și tu săracă, vai, morțită, îi poartă, ți-ai permite și tu una mai frumoasă. Măcar eu nu fac videochat, proasta dracu. Videochat. Videochat împită, eu măcar am ce mânca. Vrei să zici ce înghiții? Dar tu ce job zici că ai? Eu lucrez la o companie de RCA. RCA? Și asta de la ce vine? De la ruptă în cur adânc? Dar tu? Eu lucrez la compania lui Serghei și mă ocup de organizare. Întreținuta dracului, că doar așa ai ajuns unde ai ajuns, întreținând relații cu alții. Cred că o să-mi iau un cotlet, nu? Da. Cred că un pui. De grevedia, nu? Schiloada dracului. Auzi, mă, dar voi cum v-ați cunoscut, eh? Păi Rux cânta într-un band, avea o voce superbă și ți-mi am avut și un pahar de vin după. Aaa, tu mai și cânti? Da, eu am multe skill-uri pe care lumea nu le bănuiește. Da? Lasă-mă să ghicesc, skill-ul tău e schilozenia. Și al tău să fie grasă. Da, chiar voiam la un moment dat să mă fac model, dar na. Pentru zomaleză, eh? Și mie mi-a zis lumea că sunt foarte frumoasă și era cât pe ce să iau un rol, știi? Era să iei locul lui Matache Măcelaru, ha? L-ai picat la mustață. Ce ai făcut? Era prea stufoasă, ha? Da, dar tu unde ți-ai pus prâncenele? La salonul lui Angry Birds? Acolo unde ți-ai pus tu extensiile alea, la fel de tocite și rare. Bine că ești tu mai brează, mi-ți par care de tiriști. Hai, mâncătoare de parizeri pe ziar. Față de clientă falsă la înmormântări sau pompe funebre. Fă! Vezi că te iau de ciuful ăla din cap de rămân cu toate extensiile în mână. Ai înțeles? Fă! Bă, tu m-ai împins? Auzi? Tu nu mă faci pe mine, fă! Au! Nu mă lua așa, nu mă lua așa! Fă, nu te pune cu mine că mă strivești, fă! Aaa, mi-ai dat în ochi! Au, mă sufoci! Mă sufoci! Aaa, ficatul meu! Aaa, ți-arăt eu ție cine e grăsuța ta! Boom! Headshot! Nu! Nu-mi dau speciala! Nu! Boss, tu vezi ce văd și eu, mă? Da, mă, pare că se înțeleg din priviri. Bă, ce bine se înțeleg fetele astea. Da, clar o să fie prietene bună de acum încolo. Da, cu plăcere! Te pup! Ceau! Te pup! Sună-mă să mai ieșim, să mai povestim, mi-a făcut... Te pup, fată! Ne mai vorbim! Bine, boss, ne auzim! Sigur, te sun eu! Ai văzut? V-ați înțeles super bine, nu? Nu! Ce mi-a făcut animala asta? Ce mi-a făcut? Ce a tras de mine? Ai văzut? V-ați înțeles foarte bine, chiar mă bucur. Ce? Tu ești tort sau sur? Ce nu ești? Tu n-ai văzut câte mi-a zis terminat aia? Nu vine să cred cum mi-a vorbit! Ai văzut cum mi-a vorbit? M-a vorbit cu mine? Zvânătă, ia vezi, zvânătă că mi-a dat cu pumnul. Tu chiar n-ai văzut ce idiotă e? Mi-a tras de extensii! Mi-a zis că sunt grasă! Vezi, s-a dezlipit asta, ia vezi aici. Eu sunt grasă? Zi-mă, eu sunt grasă? Tu chiar n-ai văzut ce idiotă e? Doamne, ferește! Femei! Așa! E plină lumea de nebune! Aflăm! Cine v-a dus pe lume? Cine?